Salutare, sunt Robert și vreau să vă povestesc în podcastul ăsta despre alegerile de la PNL. Și să vă spun părerea mea, care e una extrem de proastă, pentru că puteau să pună și un mop acolo în locul lui Ciucă, că ea oricum îl votau. Până să încep să vă povestesc despre asta, te rog să dai click pe subscribe și pe clopoțel, să te anunți YouTube cum mai pun filmulețe pe aici. Eu încerc să-ți prezint lucrurile altfel, dintr-un alt punct de vedere, în ideea de a te face să înțelegi mai bine lucrurile și să fii mai puțin manipulat. Bun, în filmulețul ăsta vreau să vorbesc, cum îți spuneam, despre alegerile din PNL, un mare rahat din punctul meu de vedere, și despre cum Băsescu a devenit într-o dată naționalist. Nu știu dacă ați remarcat chestia asta, dar nenea Băsescu a devenit un mare naționalist. Înfocat chiar, aș putea spune. Bun. Se repetă, din punctul meu de vedere, scenariul care a dus la introducerea PDL-ului în groapa de gunoi a istoriei. Este exact același scenariu pe care Dobi Iohannis îl face exact la fel cum l-a făcut Băsescu. Eu nu înțelegeam atunci de ce se întâmplă treaba asta, dar acum încep să înțeleg de ce se întâmplă. Răspunsul e simplu, românii sunt proști și pun botul fără niciun fel de problem. Da? La alegerile astea din PNL, mă scuzați, e doar o chestie de obișnuință, de nimic altceva, pentru că e un deja vu pentru mine, putea să pună pe oricine acolo, și femeia de serviciu. Deci nici nu mai contează, atâta timp cât vine Dobi și zice, bă, pe ăsta trebuie să-l votați, frate, ăsta este nou lider PNL, ca acum 6 luni, cu cât țineți minte. Echipa câștigătoare, nou lider, care va duce barca PNL-ului prin cele mai tulburea, pe el este alegerea României, alegerea PNL-ului, cu el, pa, el face, el drege, el e cel mai tare, cel mai mare. 6 luni. 6 luni a durat treaba asta. Ăia care acum îl votează pe Ciucă, ăia care acum sunt cu Ciucă al nostru, cel mai tare, cel mai mare, cel mai bun, și el săracu abia aleagă 2 fraze. Aceiași oameni erau cu Câțu. Aceiași oameni votau și făceau ce le spunea Băsescu în urmă cu niște ani. Mai sunt și unii noi pe acolo, dar marea majoritate sunt aceiași. E Boca, a început să apară și Anastasia aia, nu știu dacă ați văzut-o, dar a fost cu Câțu în America, când s-au întâlnit cu oia de pe-n congres de pe acolo, era acolo fata. Cu toate că ne-a prostit la voturile alea, la numărătoarea voturilor, fata era acolo. Nu are nicio problemă, nu e în pușcărie. Să nu vă imaginați cumva că DNA-ul își face treaba. Nu, DNA-ul își face treaba acolo unde primește el ordine. Unde nu primește ordine, nu se întâmplă chestia asta. Bun, deci puteau să pună și femeia de serviciu și sunt convins că dacă o puneau femeia de serviciu, ăștia din PNL actualii începeau să cânte ode, să facă balade, să facă melodii, să spună, vai, tu ești noua Kill Bill la politicii românești, cum îi ziceau aia lude. Aceeași tipă care e acum turcan, care e în PNL acum și care a fost ministreasă mare, atunci era în PDL și era închina ode lui Elena Udrea. Îi spunea că ea va fi noua Kill Bill la politicii românești. Nu știu dacă mai țineți minte treaba asta. Sunt aceiași oameni. Atunci eu nu înțelegeam cum de partidul lasă pe Băsescu să facă chestia asta, să ducă partidul ăla în groapa de gunoi. Dar acum înțeleg, pentru că de fapt, păi nu interesează, că dacă nu-i Băsescu și nu se cheamă PDL, se va chema PNL și altul, Dobi Iohannis, care va face același lucru, dar nu contează, că după asta va veni altul. Românii sunt atât de proști încât să pună botul din nou la un nou partid care nu se va mai chema PNL, Partidul Naționalității Liberare. Naționalităților eliberatoare. Probabil că așa se va chema următor. Da? O să se cheamă PNL. Da? E altă mărie, cu altă pălărie, cu alți șmecheri care îl conduc, dar cu aceiași oameni. Da? Asta este șmecheria. Adică nimic nu se pierde în politica românească, doar se transformă. Ca și denumire, dar cu aceleași metehne și aceiași oameni. Da? Deci, papițoia din PNL, care acum votează, la fel cum au votat și acum 6 luni de zile cu Câțu, votează și cu Ciucă, pentru că pe ei nu interesează cine de fapt e acolo și cât de bun e ăla și dacă e ce trebuie, contează că s-a dat ordin și ei respectă ordinul respectiv, fără să aibă niciun fel de coloană vertebrală
și fără să aibă niciun cuvânt de spus. Da? Cam asta se întâmplă în PNL. Asta este ceea ce văd eu la momentul actual în PNL. Bun. Băsescu, ca să atac al doilea subiect de care vreau să vă vorbesc, a dat un interviu la Realitatea, la emisiunea Culisele Statului Paralel. E una din emisiunile la care eu mă uit. Nu e foarte corectă Anca Alexandrescu acolo, adică din punctul meu de vedere e cumva echidistantă, numai că nu e chiar atât de echidistantă cât ar trebui să fie, sau cel puțin cum aș vrea eu să fie. Dar mai sunt niște lucruri care sunt spuse pe nume acolo și mai are o atitudine de asta de slugărnicie în fața astora care au fost mari ei șefi. Băsescu, Dragnea, nu știu, dacă o să vă uitați o să remarcați. Bun, l-a sunat pe Băsescu când a fost arestată Elena Udrea să ia pulsul așa, să vadă ce zice el. Păi și Băsescu, frate, ziceai că e nou vadim al României. Băi, era un naționalist, fratele meu. Băi, ziceai că e, acum s-a născut. Făcea pe prostul, de ziceai că acum s-a născut, frate, de parcă noi nu știm ce a făcut el în ultimii ani. De ziceai că e nou, că l-au dat ăștia, acum l-au împachetat în altceva și l-au dat pe piață. Păi acum îi convine să fie naționalist lui Băsescu, pentru că încep să pice ăștia de-au fost în jurul lui, vizat, așa cum vă spuneam, este el. Și probabil că Elena Udrea, e a doua oară când se întâmplă chestia asta, dacă nu va reuși să o scape. Pentru că am înțeles acum că se trăgânează un pic în Bulgaria tot procesul ăla, mai durează niște zile, pentru că și acolo e corupția la fel ca la noi și sunt niște jocuri de interese interesante și acolo în Bulgaria și sunt niște tabere și se pare că unii de la noi au niște influențe pe acolo destul de puternice și ăsta e motivul pentru care s-a trăgânat cumva chestia asta, adică n-au adus-o imediat în țară, să mai face un proces pe acolo și a luat ca avocat o mare politiciană de acolo din Bulgaria. Adică așa cum se întâmplă lucrurile și cum știe că trebuie să făcute doamna Udrea. Că e veche în politică și are cunoștințe despre chestia asta. Da? Și când Băsescu se pare că începe să îi se apropie lațul de gât, că el este cel vizat, devine într-o dată naționalist. Adică nu-i mai plac ăștia de la UE. Nu-i mai plac. Până atunci când era el la putere atunci și când era președinte, îi plăceau. Acum nu-i mai plac. Că, vezi, doamne, îl vizează pe el și dacă îl vizează pe el, acum trebuie să fim naționaliști. Zicea, de exemplu, că trebuie să vină alții să ne apere, că noi nu suntem în stare să ne apărăm. Bă, dar tu ce ai făcut, mă, că ai luat, ai fost 10 ani președinte și n-ai luat și n-ai semnat niște contracte și n-ai pus lucrurile ca să se ducă într-o direcție să iei arme care ne trebuie. Am mai vorbit aici pe canal despre drone, despre rachete antitank. Că nu de alea ne trebuie. Asta vedem în războiul ăla din Ucraina. Nu ne trebuie avioane, fregate și scut antirachet. Că scutul antirachetă ți-au tras ăia două rachete Kinjal, rușii, pe care nu le poate intercepta scutul antirachetă și s-au zdracut o scutul antirachetă, nu mai e bun de nimic. Probabil în primele două zile de la atac, scutul antirachetă ăla american, ăla jmecher de 4 miliarde, nu mai e bun de nimic. Da? Tu de ce n-ai făcut astea? Adică de ce nu le-ai dus în direcția aia? Ai fost președinte, ai fost marele mahăr și tot ce se mișca în țara asta era ghidonat de tine. Dintr-o dată ai devenit naționalist? Păi de ce? Că o să faci pușcărie în România? Că din ce văd eu, cam asta e direcția. Și asta te-a făcut să devii naționalist? Păi până acum de ce n-ai fost, mă, Băsescule? Ai avut posibilitatea să fii naționalist, ai avut posibilitatea să fii ca Orban, dar n-ai vrut să faci asta. Tu te-ai dus către SUA și către UE și făceai ce-ți dictau aia. Acum nu mai e ok să faci. Nu-i mai ai pe aia la mână cu nimic, că nu mai sunt aia care te-au ghidonat pe tine. Sunt alții. Despre asta este vorba. Atenție mare și la alegerile din Franța. O să vă fac un filmuleț și cu chestia asta, pentru că dacă iese Marie Le Pen aia, s-ar putea ca Dobby să aibă niște mici probleme în România. Și USR în principal, pentru că USR e cu Macron. Da? O să vă povestesc despre asta. Bine, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tocmai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc și ne vedem la următoarele.